Oh, da! Adică îmi lucrurile că s-a făcut. Știu. O să înțeleg mereu ce se întâmplă. Prințesa, e sigur că o să... Bine, ne-am întors. Ce o să mai facem? Nu prea știu, dar știu cine. O să pierdem vremea! Nu, nu, nu! M-am timp! Bine, următor. Dr. Fox va învăța să cătiți cu multe inspirație. Multe experimente cruzate. Un chitie colectiv. Voi face un fel de experiment cătit. O să fac să vă faciu tare. Bine, deci ingrediente sunt o bucată de hârtie, ciocătius, ceasă sonică, spre vedere, n-a așa ceva, și încălzit la laser. În aceasta se încălzește pentru 54 de secunde. În caz să nu știați, aceasta a fost făcută înainte de mulți ani. Dr. Fox, o particule, e cumva o gaură, cred că a făcut mult timp. Păi, cătitul pare o experiență. O, asta ar trebui să vă temeți. Uitați, sunt multe lucruri care... Prințesa, de ce nu terminăm cu știrile astea? Eu n-o să termin cu ce îmi place. Bună treabă, Dr. Fox! Hei, Hogdad, prezintă vremea! Bună, sunt Hogdad, vremea de om. Vreau să spun om de vreme. Bine, deci acolo e soare, cer senin, iar ăsta e castelul, e fericit. Nu vede. Nu pot să fac asta, sunt un luptător, nu om de vreme. Tornadă, ploaie, țâtă. Wow, chiar că este intens, bine, să începem. Se va arăt vremea. În unii kingdom sare, în fața în plouă, în pătura luptătorilor, vulcan se rupe, iar aici sunt multe tăcuri și am să vă arăt multe lucruri. Aaaa!